Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Cripto, bine ați revenit celor care deja ați mai fost aici. Astăzi continuăm cu un nou episod, seria de top 100 de criptomonede. Este un proiect din top 100 de pe CoinMarketCap și anume vorbim despre moneda, tokenul, coinul celor de la Avalanche, Avalabs și Avax. Haideți să vedem cum stau lucrurile cu acest token sau cu această monedă. Din nou vreau să precizez, clipurile mele în special se adresează majorității, celor care sunt la început de drum, nu găsesc explicații simple și clare, mai ales în limba română pe internet, și atunci vreau să ajut pe toată lumea. Cei care deja folosiți YouTube, urmăriți influenceri mari din lume, cred că informația oferită de mine aici este simplă. Dar țineți cont de acest lucru. Încerc să ajut să informez oamenii care nu au acces la informație de calitate și sunt curioși să afle una alta. Avalanche Avax este un proiect extrem de interesant. Acest clip am început să-l filmez ieri, iar astăzi ei deja sunt pe locul 17, deci au urcat puțin. De ce spun că este interesant acest proiect? Pentru că este o platformă de servicii. Iar ei oferă servicii celor ce plănuiesc și lansează servicii decentralizate de plată, servicii financiare, aplicații de plată, da? Dar decentralizate. Deci ei oferă suport, într-un fel să zicem cum ar fi Ethereum, care pe platforma lor se pot dezvolta milioane de produse, de aplicații. În același timp, moneda lor, Avax-ul, servește ca unaltă de plată pentru serviciile financiare și tehnice oferite de platformă. În acest moment, astăzi, 11 februarie, prețul unei monede Avax este de 55 de dolari. Este un preț bun dacă ținem cont că au dat drumul în circulație doar la 76.937.055 monede. Deci în clipa de față în circulație sunt 11% din volumul total de 720 de milioane de monede care vor fi create și lansate pe piață. Deja acesta este un trend în industrie, adică proiectele mari, proiectele cu experiență, nu mai dau drumul în piață la toate monedele pe care le-au creat, pentru că e foarte greu să susții prețul. În clipa în care ai doar 10%, 11% în piață, este mult mai ușor să susții prețul. Deci, dacă nu dau drumul la monede foarte curând, acest preț de 55 de dolari, cred că nu o să rămână mult timp în picioare și s-ar putea să crească. Ca valoare de piață, cea mai mare valoare a fost înregistrată acum 8 ore, 59,94, și cea mai mică valoare a fost înregistrată pe 31 decembrie, acum o lună, când valora 2,79 de dolari, deci a avut o creștere fantastică și cred că această creștere nu se va opri aici. Însă, Eu nu dau un sfat sau un semnal de buy. Pot să spun despre un proiect, da, eu personal l-aș cumpăra sau nu. Cred că ăsta e cel mai corect mod în care aș putea să mă exprim. Însă niciodată nu îndemn oamenii, gata, luați acum. Nu, pe acest canal nu cred că voi da semnale, voi oferi informație. Iar în baza acestei informații, oamenii trebuie să se documenteze și ei și să ia decizii asumate. Pentru că piața cripto este o piață a probabilităților. Moneda este lansată pe aproape 40 de piețe. O găsiți pe Binance, o găsiți pe Huobi, pe Gate, pe Bitfinex, pe Elbank, pe Huobi Korea, pe OKEX, CoinTiger. Uitându-mă la exchange-urile pe care sunt listați, pot trage o concluzie. Au bani. Ca să te listezi pe OKEX costă aproape 1 milion de dolari. Ca să te listezi pe Binance costă 400.000 de dolari. Valoarea de piață a proiectului este de 4.235.904.269, ceea ce
este uriașă pentru un proiect nou. Deci este uriașă. Cred că în curând vom vedea genul ăsta de proiect înlocuind în top proiecte ca Bitcoin Cash sau ca Litecoin. Pentru că ei aduc utilitate. Volumul văd în ultimele 24 de ore 1.900.000. Cred că mare parte din acesta, da, un sfert, e făcut pe Binance, 25%. Ce să zic? Uitându-mă la cifre așa, la rece, pare un proiect bun. A trebuit să mă uit și pe CoinMarketCap și o să o fac chiar acum. O secundă. Din ce brese pe TradingView, suntem pe un interval orar de o oră, pe AVAX, USDT, pe Binance. Primele date apar pe 22 septembrie 2020 și avem așa, probabil prețul de listare 88 de cenți, a avut un spike, cum au toate, până la 7 dolari, după care a urmat o perioadă extrem de lungă în care proiectul n-a făcut nimic semnificativ. Iar pe 31 decembrie, bum, se întâmplă treburi. Deci, uitați ce creștere parabolică a avut din 31 septembrie. Decembrie, mă scuzați, haideți să măsurăm această creștere. Deci a crescut 1770%, adică de 17 ori. Este excelent pentru un proiect, însă la un moment dat va urma o corecție. Haideți să vedem cum arată pe daily. Pe daily nu prea sunt date mari. Vedem că RSI-ul este la 96. Asta înseamnă că e un vârf. E un vârf major. După cum vedeți și pe hartă, din zona asta normală de tranzacționare a ajuns aici. Un spike de 417% făcut în... Stați un pic să măsurăm. Da, de pe 6 februarie. E uriaș acest spike. Creșterea probabil să mai continue. Văd că MACD-ul dă să se întoarcă. Dar și o corecție poate fi posibilă. Mâine cred că voi face o analiză pentru SafePal, că totuși de-abia s-a listat pe Binance, să vedem cum a performat. Deci cam astea sunt datele. Eu zic că poate să mai urce un pic moneda asta, nu m-ar surprinde, depinde și de Bitcoin cum performează. Dar în curând va avea o corecție, iar dacă va avea o corecție, să zic, destul de decentă, merită cumpărat. Eu o să-l urmăresc. Că tot am menționat mai devreme de SafePal, iată din nou, vă propun spre achiziționare acest produs, un produs interesant, un ledger, un dispozitiv în care puteți stoca peste 10.000 de tipuri de monede, deci mai ales cele pe care nu le găsiți pe toate exchange-urile, dacă vreți să le țineți în siguranță, sau mai ales cei ce aveți monede exotice pe exchange-uri care nu prezintă încredere, e mult mai ok să stochezi pe un dispozitiv de genul. Are și un preț extraordinar de interesant. Moneda lor a fost listată pe Binance, ei sunt finanțați de Binance, deci e un produs cu mare viitor. Cei care doriți să-l comandați, veți găsi linkul meu de afiliat în descriere. Iar mâine vom face o analiză a monedei SafePal, să vedem ce e de făcut cu ea, dacă merită luat, nu merită luat, cum a performat până acum. Eu astăzi plec în Dubai, deci următoarele clipuri poate nu vor avea o calitate grafică extraordinară, dar mesajul va conta. O să încerc să fac din Dubai în următoarele 16 zile, cât voi sta acolo, clipuri cu informație utilă. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, aprecieri. Mulțumesc pentru share-uri, like-uri, toate cele bune.